Elevii școlii gimnaziale numărul 1 din localitatea Bughea de Jos au oferit un dar muzical mamelor și bunicilor cu ocazia Zilei Femeii. Evenimentul a fost organizat de cadrele didactice și directorul instituției de învățământ. 8 martie, Ziua Femeii. Ne bucurăm ca și anul acesta să putem sărbători alături de copilașii noștri și, bineînțeles, invitate mămicile, bunicile, surioarele sau eu știu ce, care dintre doamne și domnișoare și-au făcut timp să fie alături de noi, de activitatea pe care împreună cu doamnele învățătoare, colegele mele, am pregătit-o în cinstea și cu mare drag să le sărbătorim pe mămici. De fapt, această sărbătoare este din antichitate sărbătorită, să zic așa, încă de la vechii greci, când au sărbătorit-o pe mama tuturor zeilor. Am văzut că Organizația Națiunilor Unite au sărbătorit prima dată în 1975 de 8 martie, Ziua Femeii, urmând ca aceasta să fie dată printr-o rezoluție ca zi internațională a femeii în 1977. Încă o dată, ce să spun, ne bucurăm tare mult că ne-am putut organiza să dăruim alături de copiii noștri urările de bucurie, de sănătate, de fericire tuturor mămicilor, tuturor femeilor din localitatea noastră și, bineînțeles, din țară și chiar din lume. Le trimitem gândurile noastre dragi, cu sănătate și împliniri. Micuții au cântat și au dansat spre încântarea și bucuria mamelor. Programul artistic oferit de elevi a fost atât de emoționant și surprinzător, încât a stârnit lacrimi de bucurie. Într-o zi atât de specială, cele mai de preț cadouri vin din partea copiilor. Vreau să le urez la mulți ani tuturor mămicilor și să aibă cea mai frumoasă zi din viață. Ai pregătit și un cadou, surpriză pentru ele? Da, un buchet de flori de trandafiri foarte frumoși, albi și cu puțin roșu. Să fie sănătoase. Ce ai spus tu mamei tale azi de dimineață când te-ai trezit? Să fie sănătoasă și mult iubită. O iubesc foarte mult pe mama și pe bunica și sper, le-am făcut un cadou frumos și sper să fie sănătoși și alături de mine. Este ziua mamei. I-ai pregătit și o surpriză? Da. Ce surpriză? Un pupic. Mă iubesc. Crezi că mama ta apreciază o îmbrățișare de la tine astăzi de Ziua Femeii? Da.